inima că ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră. Ne cerem scuze că am întârziat puțin. Am fost mai înainte la Biserica Izvorul Vieții și am avut un timp absolut extraordinar. De fapt, e extraordinar să fim în prezența copiilor lui Dumnezeu oriunde ne-am aflat. Pentru că chiar dacă ne desparte o distanță destul de lungă unii de alții, chiar dacă dumneavoastră sunteți aici, noi în România, cred din toată inima că legătura o face Duhul lui Dumnezeu și cred din toată inima că cei răscumpărați, care fac parte din Biserica Răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, sunt într-o continuă unitate. Vă mulțumim din toată inima că ne-ați primit la închinare în dimineața aceasta. O să-i las pe tineri să laude pe Domnul cu o cântare, iar mai apoi pe Ioana să spună o mărturie și mai apoi o să vă rog pe dumneavoastră să aveți puțin tică răbdare, să prezint lucrarea Căminului Felix. Vă mulțumim din toată inima că ne-ați primit, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu al său har și cu al său iubire de oameni și Domnul să fie lăudat în viața dumneavoastră în fiecare zi. Amin. În lumea aceasta eu sunt călător, pornesc înspre țara de sus. Acolo e ținta unde vreau să ajung, în cer unde e Iisus. În lumea aceasta eu sunt călător, pornesc înspre țara de sus. Acolo e ținta unde vreau să ajung, în cer unde e Iisus. Sunt trecător pe acest pământ, sunt călător spre locul preasfânt. Când voi sfârși alergarea, pe Iisus voi vedea, cu brațele deschise mă va aștepta. Voi vedea pe Domnul ce m-a iubit și-mi va spune duios, bine ai venit. Când voi sfârși alergarea, pe Iisus voi vedea, cu brațele deschise mă va aștepta. Voi vedea pe Domnul ce m-a iubit și-mi va spune duios, aceasta eu sunt un străin, nimic nu mă leagă de ea. Nu vreau să adun cu mor pe pământ, căci în cer e țara mea. În lumea aceasta eu sunt un străin, nimic nu mă leagă de ea. Nu vreau să adun cu mor pe pământ, căci în cer e țara mea. Sunt trecător pe acest pământ, sunt călător spre locul preasfânt. Când va sfârși alergarea, pe Iisus voi vedea, cu brațele deschise mă va aștepta. Voi vedea pe Domnul ce m-a iubit și-mi va spune
asta cât voi trăi, vreau să-L urmez pe Iisus. Pe urmele Lui să pășesc până voi ajunge sus. Pe lumea aceasta cât voi trăi, vreau să-L urmez pe Iisus. Pe urmele Lui să pășesc până voi ajunge sus. Yeah.